aveam 17 ani și prezentam un proiect în liceu. În Rădăuț eram la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache și prezentam un proiect la istorie. Proiect pe care nu am vrut inițial să-l prezint, era în toată școala și am zis că nu vreau, am fost obligată. Ori prezinți, ori ei doi. Prezint. Bun. Și a venit și televiziunea. Era pe vremea aceea? Da, era foarte simplu. Și a venit și televiziunea. Și mi-aduc aminte că am fost Regina Maria atunci și la final am avut și un discurs. Și cei de la televiziune, a fost un operator care m-a remarcat. Și a zis, nu vrei să vii până la noi în platou? Și foarte ciudat, eu pe cât de uneori de firavă mă vezi și de poate timidă câteodată, am urcat în mașină și am plecat. Am zis, da, ce am de tot. Și la prima dată când îl vedeai? Da. Nici l-am văzut cu camera în mână, am văzut că avea ecosonul, dar așa, măi, ok, vin. Și m-am dus acolo, m-am pus în fața unui pupitru. Mi-aduc aminte că nici măcar prompter nu aveau atunci. Țineau foaia deasupra camerei, știi? Se practica așa. Aveam crom în spate și mi-a zis, citește. Bun. Și am început să citesc. Ce scria pe foaie. Și s-a uitat la mine și a zis, tu ai făcut cursuri de televiziune? Nu. Ei, nu dar se poate. Dar ai fi avut unde să le faci? La vârsta respectivă și în Rădăuți? În Rădăuți nu aș fi avut. Poate că s-a gândit că le-am făcut undeva. Habar m-am. A zis, nu, n-am făcut nimic. Ai făcut tu ceva, ai făcut, îți place, repeți acasă. Zic, nu, în viața mea n-am repetat. Ok, mi-a luat altă foaie, citește. Bun. Și m-a întrebat, îmi permiți să te înregistrez? Da. M-a înregistrat, a arătat directorului televiziunii și am fost sunată. Ți-ar plăcea să lucrezi la noi ca și crainică? Pe vremea respectivă așa se numeau. Da, crainică, așa, exact. Crainică, ce, măi, nu știu ce să zic, de ce, cum așa, eu sunt la liceu, sunt în clasa 11-a. Nu, că ai prezentat știrile de seara, adică ai apucat să vii. Bine, în toată perioada asta, părinții tăi nu s-au îngrijorat că tu nu ai mai ajuns acasă? Nu s-au îngrijorat, eu dispăream din clasa 3-a de acasă. Nu mai intrăm și în aceste detalii, nu astăzi. Nu s-au îngrijorat că știau că sunt liniștită, dar mai mergeam pe la prietene, rămâneam acolo și mă uitam la un film. Sau știi, deci nu era ceva îngrijorător, că știau că sunt cu minte. Asta știau și... M-am dus acasă, după discuție, le-am spus ce mi s-a întâmplat, ce propunere am primit. Au zis, ce vrei tu, fă ce vrei, ce crezi. Dumnezeu m-a binecuvântat cu niște părinți care mereu m-au lăsat să-mi trasez singură drumul și nu s-au opus și pentru asta sunt veșnic recunoscătoare. Mi-au dat mână liberă. M-am întâlnit cu directorul, mi-a zis, uite, atâta suntem dispuși să-ți dăm, mai lucra 4 ore pe zi, de luni până vineri, vrei? Vreau. Bun. A început. Și a început totul. Imediat, de săptămâna imediat următoare. De săptămâna următoare a început, da, de săptămâna următoare. Și erai crainică la știri? Da. La știrile de seară? Uite, îmi pare rău că nu ți-am trimis un video, da.